Salutare mafiosă și mi-a regăsit la un vlog foarte așteptat de voi. Mi-ați dat mesaje pe Instagram când apare vlogul cu I6-le M Competition de 800 de cai. Astăzi filmăm exteriorul, deoarece acum vreo 3-4 luni ne-am filmat test drive-ul. Acum o lună. Acum o lună de zile, exact. Nu ne-am mai prins, a început să se întunece destul de devreme și n-am mai putut să facem toate lucrurile astea într-o singură zi. Dar astăzi, credeți-mă, uitați-vă și voi aici. Este monstrul din Giurgiu. Deci, pe bune, mașina asta arată ca un monstru și aveam nevoie de un proprietar care să ne spună toate modificările pe care le-a adus această mașină. Grea e viața de samsar. Toată ziua să dai kilometri înapoi cu mânuțele astea două, nu e așa ușor. Ia o stă păpușă. Strugure, te rog. Imediat, bizuiaș. Și din două mașini să faci una, din nou, nici Brâncuș nu scopta la fel de bine ca mine. Semințe, te rog. Imediat, bizuiaș. Nu degeaba m-a zis samsarul anului. Gianino, cum stă treaba? Și ce pot să vă spun? Avem un record luna aceasta. 2 milioane de kilometri dați înapoi. Și avem o creștere exponențială de vreo 200%. Am vândut o grămadă de mașini cu daună totală ce creștem luna asta. Pentru a nu fi păcălit de un samsar, verificați mașina pe care vertical cu o reducere de 20% accesând linkul din descriere sau folosind codul merită pentru a evita timp pierdut, bani cheltuiți și cel mai important, o țeapă. Cu o sumă mică de bani, verificându-ți mașina pe care vertical cu o reducere de 20% accesând linkul din descriere sau folosind codul merită, poți scuti o daună de zile mari. Și avem aici pe Bogdan. Salutare. Salut, Mihai. Cum te găsești mai pe Instagram? Carapanceanu Bogdan. Dați un follow acolo, mașina mai, a mai fost prezentată pe alte canale, dar credeți-mă, o prezentare ca a noastră nu prea fac oamenii așa în detaliu. Mare parte mașina e un X6M Competition, cu un pachet larte și cu nenumărate modificări pe partea de putere. Din câte știu, a ajuns la 800 de cai. Da, 800 de cai, 960 de Nm. Destul. Da, să știi că am prea multă putere pe mașină. Pentru drumurile din România? Nu, pentru turbine, pentru... Să știi că aici când am venit în parcare, se aud, bine, și evacuarea, probabil, țeavă goară din față până în spate, se aud așa turbine. Zici că e un avion, da, Jamadi, băi, da. Zici că e un avion, mașina, așa se aude. Trevor, putere și cuplu de avion, cu un pachet larg de design care, credeți-mă, nu știu, X6-le ăsta a fost destul de controversat, pentru că nu mi s-a părut așa, cel puțin spatele e destul de dubios, dar cu pachetul ăsta larg, da. Schimbă total mașina. Poți să-mi spui puțin care sunt elementele din pachetul arte? Păi avem capota. Carbon. Carbon. Adevărat. Carbon adevărat. Grila. Tot din carbon. Tot din carbon. Elementele de jos, lipu. Element lateral, aici cu M, oglinzi. Om, dar chiar conține totul foarte carbon. Multe lucruri. Da. Cred că și pragurile sunt. Pragurile, da. Și acest eleron. Eleron pe... Lunetă, eleron pe portbagaj. Chiar și chestia asta e vreo 700-800 de euro, dacă nu mă înșel. Emblema, poate chiar nu? Mai bine. Plus difuzorul spate? Difuzorul spate, care are două stopuri. Tipsurile. Și da. Două stopuri tip F1. Da, vezi că am pus folie neagră pe ele pentru că sunt foarte, foarte tari, iar noaptea deranjez. Și acum sunt ok. Da. Am și mai zis. Avem asta pe lateral, nu? Asta pe lateral. Și cam atâta. Cam astea fac vreo 22.000 de euro. 22.000 de euro, adică două Logane, Loganuri, cum s-o spune. Noi nouțe, nu full, dar cu tot decente. Da. Bun. Mai aveam și jantele, dar le-am schimbat, le-am pus pe asta de iarnă, că este anotimpul. Da, ăsta mai rece, da. Și nu, să nu fie probleme. Ce mi se pare mie interesant, că mașina asta, e o mașină faină, într-adevăr. Dar stau să mă întreb, când ai atât de mulți, hai să zicem bani așa, oare mai e întrebarea aia să-mi iau BMW X6M, să-mi iau GL63S, adică mai ai în cap lucrul ăsta sau dorești pur și simplu chitit cu suma respectivă pe mașina respectivă? Nu, hai să spun cum am început. Prima dată am cumpărat kitul, okay. Și jantele. Deci n-ai avut mașina? N-am avut mașina. Am apucat să le comand, le-am plătit totul integral, iar apoi am căutat mașină. Și crede-mă că vreo 2-3 săptămâni am stat numai pe Germania să caut. Știi ce era mișto? Să fiu atunci 3000 diesel. No, no. Nu picau. Am avut 5000 diesel cu 4 turbine, X5. Cred că știi cel da, roșu. Da. Și nu am mai. Zis, băi, hai să trec la nivelul următor. E mai... Tare vot. Și ne-am luat X6M, mai luat X6M Competition. Știu că e și X6M50i, care tot la fel e același motor de 4.4, da, dar de e... detunat puțin. Da.
se cunoaște că nu e M. Spune-mi ca ajutătorii, când era mașina asta, a luat-o nouă, ne-a luat-o nouă? Nouă, dar din Germania, n-am luat-o din România. Am prins un discount foarte, foarte bun, mașina era în showroom. Uh-huh. Am stat cam 3 luni după ea. Păi vă dați seama că stătea Bogdan cu chitul ăsta la arte, cu jantele, cu tot ce trebuie acolo în sufragerie. Și mașina era în Germania. Nu, crede-mă că toate piesele tot au venit exact la 2-3 zile după ce am adus mașina. A durat foarte mult. A durat până a făcut kitul, că nu l-avea pe stoc, jantele. Ana a fost făcută galben la un moment dat. Și apoi am decis să o las în culoarea ei originală. Arată așa puțin army, dacă mă întreb. Da. E mașină de armată super puternică. Da. Deschizi și nouă puțin capul, să vedem și noi 4-4-ul ăsta. Mamă, dar se simte că e carbon. Se simte că e carbon, e foarte ușoară. Capota asta. Și capacul. Tot din carbon. Tot din carbon, care e dotare opțională, 1000 și un pic de euro. Probleme cu el până acum? Absolut nimic, dar eu fac reviziile la 10.000. 7-8-10.000 maxim. Și ce înseamnă o revizie pentru niște Nissan Competition, ca și costuri? Depășesc 1000 de euro? Nu, 25-500 de euro. Ca la un F10 3000 diesel, adică pe bune, la fel. Da, cam 500 de euro uleiul și filtrele. Doar uleiul și filtrele. Bine, plăcuțele 70 și un pic de milioane. Cred eu că... 7000 și ceva de lei. Plăcuțele doar? Plăcuțe față-spate, 7000 și ceva de lei. Și cred eu că, nu știu dacă ai frânele alea ceramice? Nu le am. Dacă aveai și frânele alea ceramice, acolo era multă cheltuială. Deci nu e o mașină foarte greu de întreținut. Nu. Da, la 800 de cai mașina să fie mult mai mari costurile. Poți să stau și eu puțin la volan? Da, de momentul în care am făcut test drive un Anco, nu știu, pentru că 800 de cai, hai de acolo în dreapta. 800 de cai nu se controlează chiar așa de ușor. Chiar dacă singur să fiu acum, înainte să filmez cu tine, am filmat o Honda Civic de 300 de cai din 98. Și m-a speriat mai mult Honda respectivă decât mașina asta de 800 de cai. Aici la interior avem interiorul M, deoarece e un M, cu scaunele astea, cu logo iluminat. La interiorul dotări, interiorul crem, încălzire, ventilație probabil. Da. Toate lucrurile astea. Mașina este full, are foarte multe dotări pe care nu le folosesc, nu prea le folosesc. Știi cum e românul atunci când vinzi mașina și vrea să o cumpere, mă întreabă, are și de-aia, are și de-aia și de-aia. Dar el, mi s-a întâmplat. Da, are, este full mașina. A, păi bine. Și le folosiți? Păi nici nu știu să le folosesc. Păi, bine. Românul n-a avut la un moment dat și acum trebuie să aibă. Nu contează că nu-i trebuie, trebuie să aibă. Da, trebuie să fie opțiuni pe mașină. Zi-mi o tare pe care nu o folosești niciodată. N-ai folosit niciodată și, sincer, ai dau jos dacă ar fi. Uite, head-up display-ul mă enervează. Ok, mi se pare la mișto să-l ai pe o mașină nouă. Side assist-ul mă enervează. Line assist-ul mă enervează. Am înțeles, orice sistem de siguranță le enervează pe băgut. Vrei să spun că mă enervează și distronicul? Distronicul, uneori, cred că prinde senzorul din față ceva și îmi pune frână singur. E greu și cu dotările astea, să le ai pe toate, știi? Dacă vrei să dau un E38 din 94, n-ai nicio dotare. Ți-e și frică să pui pilotul automat că intră, îl face pe la praf din față, dacă... Da. Mai pe volan văd aici că sunt foarte multe butoane, cred că aici sunt toate... Acolo partea este... de pilot automat, adaptiv tot ce trebuie, încălzirea în volan, partea de media, butoanele M1, M2 care schimbă, probabil pot fi presetate să schimbe mașina. Chiar sunt curios dacă tu le-ai setat, adică puterea diferită pe asta, adică ai 800 de cai pe M2, de exemplu? Da. M1 este mod normal, M2 mod agresiv. Și credeți-mă, o să vedeți la test drive că mașina asta face viteză și acum când stau la volan, băi, îți dă un sentiment de siguranță, deci la 200 plus la oră, simți pur și simplu că ești peste toți. Da. Și nu poate să se întâmple absolut nimic cu tine. Hai să dăm și o cheie, intră tu la volan să dai o chestie. Dar de ce nu? Îi dau eu? Bine, hai. Nu vreau să mă lege pe mine în caz că vine poliția și vreau să-l lege pe Bogdan. Vai de capul meu. S-a liniștit puțin, trebuie să dăm muzica ușor. Și Madi, fii de aici. Nu mă auzi, nu? Ia puțin cavaliera asta, uite în spate, să facem și un test de sunet. Ai grijă, Madi, da? Sunt genial de tare, acum foarte bine pe cârtă la valiera. Dă-mi aici, da,
Deci n-aș vrea să vedeți ochii lui Madi, e pur și simplu sunt așa. What the fuck? Ce-i cu asta? Stai și trupa care stăream acum și într-adevăr se amplifică sunetul. Ce vreau să te întreb pe tine? Parcă se aude puțin cam prea tare. Ce se întâmplă din sauleta tare? Păi este cold startul. Dar acum mașina o să meargă undeva la 3-4 minute pe cold start. Uh-huh. Apoi nu o să se mai vede nimic. Îmi place foarte mult care e sistem audio Bang & Olufsen. Sau e Bang & Olufsen. Ok. Și cu difuzoarele iluminate și foarte fain când deschizi ușa. Da, da. Deci face trimul ăsta. Știu că l-așteptarul nou la asta 2023 când deschizi ușile. Fac trimule. Băi, e mișto. Sincer, parcă mi se pare mai faină generația asta de X6 decât următorul facelift care are tabletele alea. Da, este. Nu poți să zici că nu este ok următorul, dar nu știu, mă atrage mai mult modelul ăsta. Pare mai agresiv din față. Au făcut farurile alea pe față mult prea micuțe. Da, da, da. Și pare mai agresiv ăsta mai vechi. Așa cred eu. Și eu la fel. Da, mă rog. Spatele e la fel. Cum nu o să-mi permit vreodată, sau cel puțin în viitorul apropiat un X6 din ăsta, nu prea pot să comentez. Vino mai puțin și în spate, pentru că și aici în spate avem și televizoarele astea. Aici în spate puteți să observăm că mașina chiar e dotată, are și televizoare în spate, cum ar vrea tot românul. Da, da, da. Să știi că astea sunt foarte bune pentru copii. Uh-huh. Poți să le bagi desene, poți să... Când merge tati cu 800 de cai cu 200 plus la oră, bagă niște desene acolo la copii ca să fie toată lumea liniștită. Da. Băi, se dă un test drive, adică se dă un test drive, să vedeți și test drive-ul cu mașina, pentru că 100% mașina asta merită condusă. Într-adevăr, arată foarte bine și pe exterior, e foarte imponătoare. Dacă te ții în momentul în care mergi cu ea, îți dai seama că, bă, merită și mașinile noi. Da. Deci să mergi în siguranță de plină cu o mașină de 800 de cai cu viteze super mari, mi se pare genială și cred că țara potrivită pentru mașina asta nu e România, e de acolo de unde a venit ea, din Germania. Să știi, Mihai, că la câte grup eu și ce drumuri avem, nu cred că m-aș descurca cu o mașină jos. Okay. Deci crede-mă că nu. Dacă ea este atât de înaltă, dă seama că eu am atins lipul. Păi da, dar e înaltă partea asta de aici, că tu ai coborât-o și pachetul ăsta M plus pachetul Arte coboară foarte mult bara. Da, într-adevăr, dar uite cât de înaltă este și dacă așa înaltă am lovit bara, îți dai seama ce făceam cu... Ne era mire de bordurile din București. Mai ales în București, unde sunt 2-3 nuri de bordură, vă zic eu. Da. Bordură peste bordură. Bun, hai să dăm un test drive cu mașina, voi trebuie să dați un like neapărat și lăsați și voi în comentarii dacă voi... Cât a costat mașina asta? Estimativ? 170 de mii. Dacă ați dat și voi aproape 200 de mii de euro pe această mașină. Da. Și eu aș da, sincer. Trei sincron. Băi, mafioților, ne-am urcat în dinozaurul ăsta de 800 de cai. Suntem aici cu Bogdan și vreau să vă spun, dacă ne vedeți schimbați de vestimentație, să știți că am filmat outro-ul, de fapt exteriorul, l-am filmat în altă zi. De fapt, nici l-am filmat, acum îl filmăm în viitor. În viitor apropiat. Da, dar am zis că trebuie neapărat să mergem cu mașina asta, că e și o vreme destul de ok, adică nu e cald afară, nu e nici frig. Este chiar bine. 20 de grade e perfect pentru mașina asta, nu? Este super. Hai să-i dăm Bogdane să vedem cum merge nebunia asta. Oricum, prima impresie că am intrat cu ea în parcare, mi s-a părut absolut genială cum arată mașina asta. Deci arată mult mai bine în realitate, da, decât în poze și în video. Se pare real că e confortabilă cu jante pe 23, balon pe 30 sau pe cât e? Sau 25? 30. 30. Vai de capul meu, stai dos când e Bogdane ușor.
Acum este pe, ai hărți de putere sau doar 800 de cai tot timpul? 800 de cai tot timpul. Deci ești băiat rău tot timpul. Da, dar acum sunt pe mod normal, confort. Să mă poate mama, filmează-mă de cum se vede Skoda aia, cum se vede Skoda aia în față, cât de mică e și cât te urci pe ea. Dar nu se simte viteza, mă crezi, ai 140 la oră acum. Da, viteza o simt de la 200 în sus. Ajută este... cu ceva pachetul ăsta la arde la aerodinamică sau e doar nu, pur estetic? Doar estetic. Păi și ce e aerodinamic la 1.6? Că stai să întrebi ce e aerodinamic la o grămidă. Nu, este ea mare, garda ridicată la sol și de-aia nu mă ajută. Nu mai ai stabilitate ca lumea pe șosea. Mașina vine stoc cu 625 de cai și mașina are un stage 2 total. Total. Momentan cu toate lucrurile de sub capotă, stoc, n-ai modificat nimic. Nimic, decât din soft s-a făcut totul. Deci 800 de cai doar din calculator. Din calculator, downpipe și mai am finala. Și mai e finala. Mai am finala. În caz te oprești cineva, te oprești de un polițist, am avea finalele pe... Da, uite, e silențioasă. Ai finalele alea active, adică cu clapetă sau ceva? Da. Pe buton, dar văd că în față avem filtru. Da. Dar se aude așa, se aude super, super spart. Adică se aude, nu se aude gros, adică ca un V8. Se aude mai... Da, puțin mai spart, da. Mai spart, da, exact. Am văzut că și-a luat Teo, nu știu, știi pe Teo așa. Da, normal. Și-a luat Teo tot la fel se aude. Nu, a luat Teo mi se pare că este puțin mai subțire. Tu ai lucruri mai scumpe decât acest X6. Da. Ai spus că niște tractoare care... Sunt niște tractoare. De vreo 500.000 de euro, știi? Cam așa. Ce vrei să-i faci pe viitor? Probabil nu vrei să vinzi mașina asta. Nu, prea nu o voi vinde. Este mașina care merge zi de zi cu ea. Iar pe viitor avem de schimbat admisia. Ok, de la Dinam am înțeles, da, că o să pui ceva mai... De la Dinam. Și... Întorci pe aici sau pe unde? Hai să nu întorc, da? În fața bine lor. Ok. Așa, admisia. Eu colesc, deci crede-mă că eu colesc. Admisia și asta va fi în vreo 2-3 săptămâni. Uh-huh. Iar pe viitor, la anul, vreau să umblu la motor, să o duc la 1000. 1000 de cai? Da. Pe unii 6? Da. Mai este unul în Rusia, roșu, făcut de... Știu, la Rockars. Da. L-am văzut, da. Da, da, da. Tot pachet la Artemis, pare că are, nu? Sau are ceva? Nu știu ce are. Are ceva de carbon, am văzut că sunt niște... Sunt niște elemente de carbon, dar nu știu exact ce are. Ok. Și acela mai este de 1000 de cai. Mie mi se pare foarte fain că... Băi, dar nici asta n-are mânere, mi se pare... Alt X6 care n-are mânere. Cumva BMW n-a renunțat la monștri ăștia, de la V10 la V12-le alea vechi. Au reușit să facă într-un 4-4 biturbo, 625 de cai, da, o mașină super mare, care doar dintr-un soft 800 de cai și după aceea dacă vrei să mai schimbi ceva chestii la el, 1000 de cai. Da. Mi se pare ireal așa ceva, adică e... nu te-ai aștept vreodată. Știi că X6-le e la 3000 diesel. Da, da. Am avut 3000 diesel, 4000 diesel, 5000 diesel. Ok, 2-3 turbine. 4 turbine. X5 am avut. Dar nu e aceeași mașină. Nu. Mamă, fratele meu. Da, te bagă în scaun și la viteza asta. Nu e așa scumpă, e la jumătate preț de Urus. Da. Și cam bate Urusul la fund. Să știi că da. Chiar... chiar da. Te-ai dat vreodată cu vreun Urus? Ai făcut de rușine vreun Urus? Nu, n-am avut ocazia. Dar aștept. Aștept nerăbdare, nu? Vai de cap, mă. Și acum nu suntem, suntem în mod normal. Ia 20 pe sport puțin, să vedem cum se simte și pe modul sport. Ei, na, acum a zis că se ridică de pot, pe bune. Băi, real, frate, deci nu poate să meargă un SUV. Zici că e o mașină mică. Da, da, uite cum vezi toată șoseaua. Și se ridică de pot când ar ține, da? La viteza asta. Băi, băiatule, e rău. Oricum, ținea asta de viteză în mașina asta. Ok. E puțin diminuată.
ce anume? Senzația de viteză în mașina asta, pentru că ești mult mai sus, nu e lipită de asfalt, suspensia e super moale, da. Nu e super rigidă și mergi cu niște viteze astronomice și nu simți. Chiar nu simți. Foarte multe lucruri. 300 am mers cel mai mult. 300, nu? Da. Și cred că mai mergea, sincer. N-am mai încercat, că deja îmi tremurau mâinile. Se simțea mașina dubios peste oră la 300? Da. Ce frumos, nu? Ca e cel mai puternic Ferrari. Oh, o să ridic camera, să-i ține de volan, lasă-l. Asta întrebam, dacă sare camera. Dar se pare că nu ține foarte. Tu ești la putere de Ferrari cu mașina asta, pe bune? Da. 800 de cai. Dar nu se simt 800 de cai. Este mașina foarte mare, foarte grea. Are 2,5 tone. În 0-100 ai făcut cai vreodată? 3,8. Vezi, aici se simte puțin greutatea, da. Pe care are de pe loc. Probabil pe 100-200 ai făcut vreodată? N-am făcut 100-200, dar am făcut 0-100. Ok. Și am făcut 0-100 cu roțile astea. Iar dacă le pun pe cele originale, cred că fac mai puțin. Doamne, deci n-ai ce să-ți cumperi pe bune mai mică de ta. N-ai ce să-ți cumperi, jur. Uite acum când ești pe autostradă. Mamă, cu geamurile închise se auzea super încedat. Cu geamurile deschise e altceva. Simți pur și simplu mașina asta, că mașinile celelalte rămân pe loc. Da? Deci, am intrat pe autostradă și mașinile astea sunt lansate, merg cu 120-130 la oră și parcă stau pe loc. Da. Acum este pe modul sport. Mai am încă un mod pe track. Care e și mai rău. Și mai agresiv. Da. Stai bă, las-o și-o, să-l lăsăm pe ăsta cu Skoda să nu se sperie, dar vezi că îi dă și el. Îi dă și el acolo, ce dă fum Skoda asta e. Mamă, e în plan, lasă-l, lasă că scrapă motorul, pe bune. Îl cunoști? Habar am, nu știu. Probabil te cunoaște pe tine. Poate el, da. Cred că cel mai bine așa e. Spune-mi, Bogdane, cu ce te ocupi tu, în primul rând? Cu ce mă ocup? Da. Am mai multe ramuri, să zic așa, principal agricultura. Se fac bani în agricultura? Da, se fac. Dar se fac când ai lucrezi suprafață mare. Cam cât teren trebuie să ai ca să rentezi, să faci treaba asta? De la 500 de hectare în sus. 500 de hectare? Da. Ca să-l pui să producă în arendă sau cum să... Și în arendă și proprietate. Dar eu zic că de la 500 de hectare în sus faci... Îți permiți un X6? Da, îți permiți un X6 și la 300, dar nu prea. Nu prea, nu? Dar nu prea. Doar ți-l cumperi și doar după aia cumperi. Rămâi pe gaură. Și pe partea de auto am văzut că tu faci și școală de drift, adică tu ai făcut cursul de drift. Da, am... Fii atent cum a pornit pasiunea asta pentru drift. Super tare. Am fost la Corsar, okay. Da, la parcare acolo, să filmăm un videoclip, nu știu, la un anume cântăreț. Ok. Și acolo au început băieții să se dea cu M5, cu M8, cu M3. Tu erai cu asta, nu? Eu eram cu X6-le. Aveai X-Delete? Nu. Ah, ok. Și am zic, ia stai mă, să încerc și eu să mă dau cu ea. Păi și mi-a plăcut. Te-ai dat cu asta? Da, m-am dat cu asta. Cu 4x4? Cu 4x4, da. Ok, bine, că la o anumită putere se învârte. Cu 4x4 și pe urmă, da, o anumită perioadă, m-am dus și am făcut X-Delete-ul. M-am dat din nou cu ea și am stricat-o. I-am spart un furtun. Iar băiatul care a venit, care era pe acolo cu platforma, era chiar Sorin Nene, care are școala de drift. Și din vorbă, din aia, zic,
vreau să fac și o școală de drift. Zic, da, am vorbit, am programat. Astăzi era joi, zice, marți, apucăm de curs. Marți la ora 10. Două zile am făcut școala, vineri m-am licențiat. Licență în drift? Licență în drift, da. Ok. Și de sâmbătă am participat la prima etapă care s-a disputat la, la București. De drift. Să le spunem oamenilor că tu ai făcut școala pe mașină veche, pe, pe mașină manuală. Pe un BMW 36 din, din 90 ceva, 92, 93. Care e mult mai complicat. 2.5, da, este. 2.5 benzină, 192 de cai avea în 90 ceva, acum nu știu dacă mai are. Și pe 15 septembrie eram la Romexpo la a treia etapă de drift. Deci tu acum pur și simplu concurezi cu toate lucrurile. Da. Da, vezi că ai dus-o la extrem pasiunea asta, că mulți da. Se opresc la învârtit mașina în parcare la Kaufland. Nu, dar e ceva frumos, este... Te descarci, nu? Da, și ai adrenalină, știi? Dar eu cum mă ceartă mereu, Sorin. Băi, tu te lupți cu tine. Tu ești bun, dar ție când nu-ți iese ceva, ești te enervezi. Te, da. Mi se pare foarte fain că un om care tu ai un statut social destul de bun, adică ești da. Peste media oamenilor. Și de obicei oamenii uită de plăcerile astea primare, știi? Când ajungi să ai o mașină asta, parcă nu-ți mai trebuie să te învârți cu o pisicuță în parcare sau să faci cursuri de drift. Nu, din potrivă, chiar... Te gândești să faci mai mulți bani, nu? Asta, majoritatea oamenilor. Majoritatea oamenilor, da. Uită de pasiuni, uită de lucrurile care îi fac cu adevărat. Uită să trăiască. Exact. Înțeles. Și asta e foarte mișto la tine, că ai ajuns totul la un nivel și o chestie banală, învârți o pisicuță în parcare. Nu, e chiar așa, e foarte greu, crede-mă. Ai circuit, mai ales la concursul la etape. Eu am simplificat-o, știi? Da. Că plarmă la baza asta e. Da, e foarte greu, să știi. Mergând cu mașini vechi și cu mașini noi, care se simte mai mașină? Sau cum simți mașina mai bine, într-una nouă sau una veche? Nu, alea vechi. N-alea vechi, cu direcție vechi, hidraulică, cu... Alea vechi când tragi de volantată, să știi că tragi. Până le modificăm dreptul. Sunt în confort. În confort acum, nu? Ok, am înțeles. Și te dai un sfat oamenilor care vor să apuce treaba asta? De drift? De drift. Nu vă apucați azi. Să-și urmeze pasiunile. Fiecare. Dacă ai o pasiune, să ți-o descoperi, nu știu ce să zic. Da, și eu aș spune la fel și mulți dintre, că asta cu pasiunile de multe ori sunt costisitoare, știi, că să ai o mașină de drift, să participi într-un campionat, probabil ai niște costuri. Da, sunt costuri foarte mari. Dar de multe ori îți faci o mașină, bagi o grămadă de bani în ea și te învârți ca fraierul, zic așa. Ca mine. Așa, și dai de belele cu ea. Da, da. Și mai bine te duci într-un cadru organizat și faci treaba asta safe. Da, uite, eu m-am învârtit cu X6-le la mine la fermă sau în parcare la Corsar. Pe spații private. Da, pe stradă nu. E mișto treaba asta, să știi și oamenii la... Vrei să faci pe care de pilot? Nu o să o fac de pilot, o să fac mai așa. Camera pe acolo, pe spate. Dă-i play. E da play? Am oprit puțin camerele, dar vorbeam cu Bogdan de treaba asta cu driftul, că orice pasiune e costisitoare și am aflat estimativ niște costuri, cam cât costă să-ți închiliezi o mașină cu all inclusiv. All inclusiv, da. Adică te duci, dai banii și după aceea te dai toată ziua cu ea. Da. Și ai inclus benzina, anvelope, tot ce ține de mașină? Da, tot. Plus circuit? Nu. Fără circuit? Fără circuit. Ok. Mai plătești tot taxa acolo. Cât ajunge? Plus minus? Care ar fi? 1000 de euro pe zi. Deci plus minus 1000 de euro. Băi, e ceva. Da. Bine că decât să te duci, să spargi la moft, la loft, la da. Arogant undeva, parcă mai bine te duci să descarci acolo. Da, și e adrenalină, Mihai, e... deci senzație, nu știu, nu pot să îți explic în cuvinte ce simți atunci când te dai și dacă intri la mine pe Instagram am pus un filmuleț și
M-a prezentat Sorin în fața publicului. Păi nu mai nu, aveam emoții, nu mai știam. Uite așa îmi făceau mâinile. Te simți pentru că ai realizat ceva, nu? Da. Și că oamenii vin acolo și te aplaudă pentru da. Ce ai învățat. E foarte, foarte e super. Dar cum ajungi acasă? Cum miroși când ajungi acasă? Când am ajuns acasă, am negrală pe aici, pe urechi, pe nas. Ce aia vorbești? Au venit, copiii la etapă acum și când i-am luat în brațe să-i pup, i-am făcut de funingină de aia. Tati, miroși antilopă. Foarte tare. Copiii au pasiunea asta cu mașinile. Nu, dar le... Le bagi tu. Le place, da. Am înțeles. Stai ușor, stai. Mamă, bă, ce mici par mașinile, frate, în mașina asta. Acum ai în confort? Nu, în sport. În sport acum, nu? Dar schimbă ea singură, știi? Acum sunt în a patra la 5:30. Se simte pe la 200 la oră că e... Da. E dacă bate vântul, e puțin... Cum bate astăzi? Acasă, okay. Când pornez mașina dimineața, sau de la 2 km. A plecat Bogdan de acasă? Da. Da. E cam nașpa că știu toți când vii acasă. Da. Și bine, și când pleci. Da. Mai mult când plec. De venit, pot să vin mai ușor. Am văzut acum că se și mișcă puțin. La viteză. La viteză mare se mișcă. Aia OM nu se mișcă? Nu. Cea OM, nu? Nu. Asta cred că e mai ușoară și cred că fluxul de aer trece fix pe sub ea. Da. Și automat se mai mișcă puțin. Dar nu fac probleme, că dacă n-a sărit la 250-270, nu sare ține nici. Ține acolo, da. Nu știu, e mașina perfectă. Adică ești înaltă, poți să duci copiii, poți să mergi cu ea pe câmp, să-ți verifici tractoarele dacă ară cum trebuie. Dar ce bine merge pe câmp. Merge bine pe câmp, nu? Dar ce bine. Da, adică poți să rup capul la unul cu urus pe autostradă, adică mi se pare mașina perfectă pentru orice. E și confortabilă. Chiar e o mașină perfectă. Acum facem și cel mai periculos lucru pe care nu vă încurajăm să faceți acasă. Bine, dacă aveți un X6M, avem modul 4x4 și avem modul spate, tracțiune spate. Deci 800 de cai pe tracțiune spate. Nu-mi place că râzi așa, că zâmbește Bogdan. Oi, de capul meu, inimă. Păi, dar se simte diferit, frate. Deci se simte că nu mai învârte roțile față și totul e pe spate. Da. Băi, acum crezi că se simte ca un BMW, mă, crezi? Hmm? Deci se simte ca un BMW acum. E mult mai mișto acum, frate. Îți place? E mult mai mișto acum. Deci nu are nicio treabă. Bine că atunci eram și la viteză super mare pe autostradă. Și la viteză super mare se pierde puțin din feeling. Ia de așa de la un 20 la oră. A și plecat puțin. A făcut așa puțin. Stai din Logan. Ne face semne că suntem nebun la cap. Mamă, dar e mult mai brutală, man, așa. Wow. Da. E mult mai brutală cu tracțiune spate. Și simți pur și simplu cum se duce toată inerția corpului. Și ai văzut cum începe? Puțin, exact. Dar vezi că nu e DSC off 100%. Da, e DSC off semi, cumva. Îți mulțumesc, Bogdan, pentru timpul acordat. Mulțumesc și eu. Pe Bogdan îl găsiți unde? Pe Instagram. Carapanceanu Bogdan. Dați acolo un follow pentru a fi la curent cu tot ce face și pe partea de drift. Și dacă aveți întrebări, credeți-mă, cred că e omul potrivit acum, în momentul actual, să vă răspundă la toate întrebările, dacă aveți o pasiune în acest domeniu. Până la viitoare am fost Mărit Răzbani, în fața a fost Madi. Dacă mai aveți mașini, în spate a fost Madi, da? Dacă mai aveți mașini faine pe care vreți să le filmăm, neapărat dați-ne de știre pe Instagram, pe Mărit Răzbani MTV. Până data viitoare, toate cele bune! Pa, pa!